Consiliul Local al Municipiului Călăraș, convocat în ședință ordinară la finele lunii trecute, a aprobat proiectul de hotărâre privind indexarea sau ajustarea tarifului stabilit conform contractului privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători prin curse regulate în Municipiul Călăraș. Astfel, Alitranscom SRL a propus indexarea tarifului cu 0,25 de lei pe kilometru, respectiv de la 5,88 de lei pe kilometru la 6,13 lei pe kilometru. Și proiectul de hotărâre privind indexarea la nivelul Municipiului Călăraș a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%. Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre pentru indexarea, ajustarea tarifului stabilit conform contractului numărul 32.761 per 15.07.2019 privind delegarea gestiunii Serviciului Public de Transport Local de Călători prin curse regulate în Municipiul Călăraș. Comisia Buget Finanțe. Disfavorabil. Comisia Juridică. Favorabil. Cine este pentru? Aș vrea să fac un amendament. Aș vrea să introducem indicile de inflație, să adăugăm, de fapt, pe 2,6. Care pentru este... anul. Nu, stai. 6 pentru an. Dar luna asta, care este indicile? Deci să aprobăm pe luna aceasta, că avem de la statistică, doamna director economic, care este indicele de inflație? Nicolae, ele sunt exprimate în materiale consumate. Să introducem. În procesul de procedură mare. E păcat. Are probleme mari, vă spun. El nu o să mai poate să ducă transportul local cu... Asta am făcut, am indexat și am folosit formula din contractul de prestări servicii și s-a făcut o indexare, dar n-am folosit acei 2,6 de care... E chiar mai mare. Da. E chiar deci mai mare. Introdus în... Este mică, vă spun. Nu mai poate să ducă transportul. Deci o pățim, să știți. El intră în faliment. Nu știu cum să facem. Ceva trebuie să facem, că îi oprim o garanție de 500 de milioane lună de lună, să facem, ne gândim asta, acum separat, vedem, cu conducerea și cu economicul. Domnul președinte. Da, domnul Guze. Principial este prost făcut contract. Pentru că le... Mari, n-a fost acolo. De pe ce vorba. N-a fost. Da? Nici nu vreau să discut asta. Și nu-i dau lui la kilometru, domnule. Eu subvenționez biletul pe omul ăla când se urcă în mașină și spun, ia bă, kilometrul ăsta de stradă. Se duce la Cocoșa cu kilometru. Biletul, domnule. Are caracter social. O imbecilitate acolo, domnule. Cine a fost un contract? Cine a fost în comisia când a spus contract? Nu, tu te dai ce când am intrat. N-ar avea drept. Nu. Pentru că 5 ani de zile, lucrând la Altran, am vrut cu mult urmă. Nu avem ce căuta. Și le-am zis 100 de ori. Corect ce spun, doamna? Nu spune. Nu. Dacă n-a fost, dacă n-a fost, dacă n-a fost, mai mare. Ia mă, ce lume, supun aprobării noastre proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru că are dreptate. Domnul Guzea? Titi are dreptate. Pe ce să fac dacă după deci? Împotriva? Abțineri? Domnul Guzea, cum votați? Da, domnule, păi pot să zic nu. Dacă zic nu, nu sunt prostul satului. Unanimitate. Pentru că lui trebuie să-i facem un calcul corect, mare. Meseriaș. 9, 2, 3, 7, 2, 4. Supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind indexarea la nivelul municipiului Călăraș a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 cu rata inflației de 2,6%. Cine este pentru? Unanimitate. E corect, mai mult decât corect. Ce te vei, ce te vei?